膝ついて。În 8, câte e mai Gigi? Am tot așa, pe rând și mult pe rând, Bruzdan. Dăm pe rând, o dată. 1, 2, 3, 4. Asta are... Punem 1,30. 1,30, spune. Mai puțin. Pau gonul, nu, pentru era. Nu? 53? Da. Nu mi-a făcut jumătate în jur. Mai mergeți la pe una? Și nu ne ziceți și nouă de acțiunea de azi, două vorbe. Nu, dar din punctul dumneavoastră de vedere, ca și... Nu ne putem pronunța pe punctul de vedere, doamna, pe năcubaj. După aștept năcubajul, vă promite... Deci, practic, ce... Inventariere, nimic. Inventaria masa lemnoasă. Păi haideți, ziceți-ne dumneavoastră, că sunteți și în cămașă. Cămașă și părere. Haideți, haideți, vă rugăm. Noi suntem cadru tehnic și am verificat cantitatea de masă lemnoasă, buștean sau cherestea, din punct de vedere tehnic, atât. O să facem o situație, întocmim situația și mai departe poliția se ocupă. Dânsii n-au solicitat să-i ajutăm și asta și facem. Și cum se face inventarierea asta de masă lemnoasă? Păi ați văzut și dumneavoastră, am cubat bușteanul, am cubat cheresteaua, o să facem calculele și mai departe poliția se ocupă. Thank you.
Știți de ce a venit poliția astăzi? Nu știu. Ei știu. Patronul. Au venit de dimineață? Când au venit? Nu știu nimic. Au venit acum vouă ori aici. Și ce au făcut? Măsurători de-astea pe aici. Și au zis ceva? Au constatat ceva în regulă? Sau? Nu știu. Nu știți, nu? Nu. Ce filmezi, mă? Repede, repede, că pleacă. Nu am terminat. Ce vor? Dar ce caută? Dar la dumneavoastră? Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Ce s-a Dar v-au măsurat lemnul din curte? Din... Da, un simplu control. Ce vi se pare așa de exagerat? Administratorii firmelor sunt bănuiți că în perioada 2010-2014 au încheiat contracte de vânzare-cumpărare material lemnos cu persoane fizice, proprietari de pădure, iar după exploatare și prelucrare au expediat peste 22.000 de metri cub material lemnos, înscriind drept destinatari aceiași proprietari. Administratorii respectivi au disimulat aceste tranzacții sub forma unor operațiuni de prestări servicii în vederea sustragerii de la plata taxelor și impozitelor aferente. Prejudiciul estimat până în prezent este de peste 3 milioane de lei, reprezentând taxa pe valoare adăugată și impozitul pe profit neachitat bugetului de stat.